au fost finalizate lucrările de modernizare executate pe drumul județean DJ108A între localitățile Bogdana și Agriș, au anunțat reprezentanții Consiliului Județean Sălaj. Pe acest sector, în lungime de 11,5 km, au fost realizate îmbunătățiri ale fundației cu balast și piatră spartă, plombarea gropilor și preluarea denivelărilor cu mixtură asfaltică, curățarea și amorțarea suprafeței și covorul asfaltic de 5 cm grosime. Valoarea finală a lucrărilor executate este de aproape 2,6 milioane de lei, cu o perioadă de garanție de 36 de luni pentru lucrarea de bază și 6 luni pentru marcajele rutiere. Pentru alte 3 drumuri județene în lungime totală de circa 25 de kilometri, mai precis DJ108S Zalha Bezded Cernuc pe o lungime de 10,3 km, DJ109P Camăr limită cu județul Satu Mare și DJ191G Crazna Marin Valcău de Jos. Administrația județeană a solicitat finanțare de la Compania Națională de Investiții. Autoritățile au mai anunțat că a fost semnat un contract de lucrări în valoare de 50.000 de lei pentru întreținerea cu îmbrăcăminți asfaltice și refacere fundației, unde starea carosabilului o impune pe DJ108F Măieriște Moiad, DJ108A Jibou intersecția DN1H și DJ109E Lozna Cliț Pod Ciocmani. Durata de execuție a lucrărilor este de o lună, iar garanția este de 6 luni de la data recepției. Pentru remedierea situației existente pe drumul județean DJ110A Guruzlău Coșeiu Archid a fost inițiată procedura de achiziție a lucrărilor de întreținere și reparație a părții carosabile. În primăvara anului viitor se vor derula lucrări de așternere a covorului asfaltic, astfel încât traficul pe acest drum să se desfășoare în condiții de siguranță. În prezent, procedura de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului menționat este în etapa finală, urmând ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc semnarea contractului. De asemenea, Consiliul Județean Sălaj și Comuna Gâlgău au încheiat un acord de asociere pentru realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ109F, Podora DN1C. Valoarea totală a lucrărilor este de peste 40.000 de lei, cea mai mare parte a sumei fiind asigurată de la bugetul județului. Lucrările constă în pietruirea drumului, urmând ca în primăvara anului viitor să fie demarate lucrări pentru asfaltarea acestui sector de drum.